Turneul a avut loc în trei săli din orașul de sub Tâmpa, sala sporturilor de pe Colibaș, sala Metrom și sala de sport a școlii numărul 11 și a fost organizat pe trei categorii de vârstă, juniori 2, juniori 3 și juniori 4. 21 de echipe au participat. Junioarele 2 de la CSM Ploiești au avut parte de 4 adversare pe care le-au întâlnit în cele 3 zile ale competiției. Handbalistele ploieștene au reușit să câștige 3 dintre cele 4 partide ale turneului, cedând doar în disputa cu gazdele de la Transilvania Brașov, scor 22-30, astfel că a încheiat competiția pe poziția secundă a clasamentului. În plus, CSM Ploiești a intrat și în posesia unui premiu individual, Daria Stan fiind considerată cel mai bun portar al turneului la categoria de vârstă junior 2.